Te salut cu drag! Hai sus! Sunt Cătălin Stoica, trainer, coach și speaker din echipa lui John Maxwell, iar astăzi, la picătura de leadership, îți propun spre discuție scurtă un subiect care pot să pariez că te interesează. Pentru că este despre tine în aceeași măsură în care este și despre mine și despre toți ceilalți care ne înconjoară. Cred că aproape totul în viață, draga mea sau dragul meu, e molipsitor. O atitudine, de exemplu. O stare. Un obicei. De câte ori vedem ceva care ne impresionează plăcut, care ne impactează, ne afectează în mod pozitiv, despre care simțim noi că ne ajută cu ceva, ne aduce un beneficiu, tindem să copiem. Tindem să reproducem acel ceva. Ei, acest aspect, psihologic de altfel, se numește, ghici cum, efectul de turmă. Efectul de turmă. Îmi place și vreau să fiu ca tine, vreau să fiu ca voi, vreau să fiu precum cei 1000 cu care eu rezonez în general și care creează normalitatea mea de grup, normalitatea mea comunitară, poate, normalitatea mea socială. Corect, noi vorbim și numim efect de turmă doar situația aia când e de rău. Când vrem să jignim, să atingem, să înțepăm pe cineva, corect? Efectul de turmă însă este ceva firesc, natural chiar. Ceva ce ni se întâmplă tuturor și funcționează atât cu lucrurile bune, cât și cu cele rele. Doar că de fiecare dată noi le vedem pe toate a fi lucruri bune. Ne plac, doar nu o să spună vreunul dintre noi, băi, mă duc să fac prostii cu încă vreo 10 inși. Sau să fac nu știu ce tâmpenie cu ăștia 100 ca mine. Nu ne place să facem parte dintr-o gașcă de 2 lei. Cu toții vrem să fim parte dintr-un mediu pozitiv, dintr-un mediu lăudabil, de apreciat. Așadar, copiez. Iar aici există două motive. Copiez ori pentru că am niște beneficii reale, sănătoase, productive, ori pentru a fi acceptat și apreciat. Din păcate, oamenii fac lucruri nu atât de mult pentru a fi bine, cât le fac pentru a da bine, pentru a părea bine. Înțelegi? Mult prea des. Nu facem ceva pentru a fi bine, ci pentru a da bine în fața celorlalți. Exemple, moda, să zicem. Felul în care se apucă oamenii de fumat, da? Puști fiind, vreau să fiu acceptat de cașca aia mișto din clasa mea sau din școala mea. Și atunci fac și eu ce fac ei și nu prea fac ceilalți. Alt exemplu, diversele pasiuni, oricare ar fi ele, îi caut și mă atașez, mă apropii, rămân în compania oamenilor care au aceleași pasiuni ca și mine. Ori facem lucruri pentru a nu pierde ceva ce avem deja. Atenție, da? Facem lucruri pentru a nu pierde ceva ce avem deja. Deși o alegere diferită ne-ar putea deseori ajuta să câștigăm ceva în plus, diferit și mai bun. Din păcate, de prea multe ori preferăm siguranța în locul evoluției. Iar noi suntem siguri că evoluăm. Deși efectul de turmă ne blochează acolo, împreună cu alte câteva, să le spunem, efecte interioare, alte aspecte psihologice ne țin într-o zonă în care nu ne mai regăsim și din care ar fi mai degrabă bine să plecăm. Sunt Cătălin Stoica, folosește picătura de leadership pentru a-ți îmbunătăți viața. Hai sus!